Cărița este un loc unic în România și în Europa de Est, care este vizitată de mulți turiști străini, însă puțin români au auzit de ea. Aceasta se află între orașele Sibiu și Făgăraș, în localitatea Cărța, și a fost construită începând cu anul 1205 de către călugării din Ordinul Cistercian, sub forma unei cruci. Acest ordin călugăresc este unul catolic și a apărut pentru prima dată în Franța. Călugării au hotărât să respecte cu strictețe regula Sfântului Benedict, astfel trăind o viață modestă și cumpătată, care se baza pe trei principii: fecioria, sărăcia și ascultarea. Legendele spun că locul este bântuit și astăzi de spiritele călugurilor care locuiau aici. Aceștia au murit de tineri din cauza condițiilor de viață grele și au fost îngropați la mănăstire. Mormintele lor pot fi văzute și astăzi. Mănăstirea a fost menționată ca sursă de inspirație pentru filmul de groază Călugărița, însă imaginele au fost filmate la Castelul Corvinilor. De-a lungul timpului, mănăstirea a fost distrusă de tătari și turci. Astăzi, pe locul vechiului complex, funcționează o biserică evanghelică luterană, din fosta construcție rămânând doar o parte dintre zidurile exterioare. În anul 1474, regele Matei Corvin a desființat abația, deoarece localnicii se plângeau mereu că aceasta ar fi cauza atacurilor necontenite ale inamicilor. Dacă doriți să vizitați mănăstirea cisterciană Cărța, trebuie să achiziționați un bilet de doar 10 lei. Cam asta este tot pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să loviți butonul acela de like și să vă abonați pentru a nu rata niciun clip viitor. Eu sunt Roxana și ne vedem săptămâna viitoare!